Hai. Bună ziua! Astăzi o să fac eu un mic desert. La noi vin iar în vizită Cristina cu Florin, prietenii noștri, și nu avem nimic cu ce să-i servim. I-am spus la mami să facă ceva, n-are chef, Angie la fel. Și i-am zis că ok, nu faceți voi, atunci fac eu ceva. Mie îmi place foarte mult desertul ăsta care îl fac. L-am mai făcut în urmă cu câțiva ani. Ani, poate că anul trecut. Și stai, Natalia. Mai, lângă tati, mai. Vrei să ajuți pe tati? La plăcintă? Da? Nu Ok. fac plăcintă, fac caizaș, mamă. Păi, nu, Nu caizaș, mă. caise. Nu caise. Nu caise, Vita, nu caise. E un desert foarte fain, un desert cu tradiție în Austria. Îmi place foarte, foarte mult și se face repede, se face ușor. Și am zis ca să fac pe când vin ei. Hai. M-a chemis pe banane. Natalia, hai iată banana, că eu nu pot cu mână. Așa. N-am venit, Fabian. Ok. Eu acum improvizez un pic din cauza că se face cu un sos de prune, dar nu am prune, fiindcă nu a fost plănuit, a fost pur și simplu. Faci cu budincă. Nu, fac cu mere. Cum faci cu Știi? mine? O să vezi tu. Am aici jumate de kil de mere. Să tai în bucăți. Fac ca un apfel mus, dar așa, mai cu bucăți mai măricele, știi? Înțelegi? Ok. Stai că am la post pe mână. O să vezi tu. Merele să fie mai acrișoare, ba chiar o să pun și un pic de lămâie. Și trebuie să fiarbă bine, măscusați. Mă grăbesc un pic, să fie gata pe când vin ei. N-am făcut niciodată cu mere. Nici nu știu cum o să iasă. Dar o să fac să fie ca și un sos. Eventual, dacă rămân prea mari bucățele astea, atunci o să bag un pic blenderul, știi? Mixtape. Și o să facem să fie ca și un sos. O să vedeți, o să fie o bunătate. Acum o să zic că cineva că curăț prea, iau prea mult măr, dar nu iau prea mult măr. Astăzi e o zi foarte frumoasă. Ar fi fost fain să fi mers undeva. Dar astăzi îmi expiră asigurarea la mașină. Ce tu, Natalia? Și mâine cu ajutorul Domnului o reînnoiesc. Am fi putut să mergem în parc. Cu Fuciu. Cu sexy cu furat. Și cu Vlad. Uite, acum m-a venit ideea. Eventual, dacă mai e vreme, fain, vedem. Să mergem un pic. Dar ce umblă poliția acum și salvarea? S-a fi întâmplat ceva? Să bag eu cred că un pic prin de
Dă-i încet, iubita mea. Dă-i încet, mă. Astea sunt mere foarte aromate. Astea nu știu dacă nu-s de la fratele Costel. Nu știu. Eu nu știu. Sunt sacrișoare, Andrei. Mă poate mânca aici, da? După cocean. Mai am și o bată de măr, după care o să le spăr puțin. Nu știu. Că e ud? Că e udat. E chiar ud. Așa, am pus mere la fiert. Să zic asta. Punem un pic de zahăr. Unde ce am adus eu? A, la mine nu zonam încă. Ce ai adus tu? Zahăr vanilat. Nici în buzunar le-ai pus? Da, că am adus-o de încolo. Aici zahărul ăsta. Poate ți-o căzut în buzunar. Nu, că l-am adus. Ai tu zahăr vanilat? Uite-te să vezi acolo. Uite-te să vezi acolo, este? Înseamnă că nu am. Aici peste mere pun doar un zahăr vanilat, deocamdată. Și vedem dacă mai trebuie zahăr pe parcurs. Cum zic, e prima dată când fac cu mere. Acum vedem. Trebuie să mă gândesc. Aici se bat al bușilor și aici se fac. Da, ok. Am 5 ouă. Le separăm. Ouăle sunt mici. Nu știu ce e ele înăuntru. Acum știu ce e înăuntru. Separăm ouăle. Să pun astea. Deci 5 ouă. Așa mi-e fac să mă mâjesc pe ăla.
Nu? A fost 5 ani ce? Eu nu am nou, am fost 5 ani. Da? Da. Una, două, trei, patru, da. Ia le problema. Acolo. A. Intrat cartonul și acolo. Dacă vă intră un pic de verdeu, nu se mai face experiment. Avem nevoie de 500 de grame de făină. Trebuie să pun un bol ăla mare de... Da, acolo să o lăgă. 10, 6, 7, 8, 9, 10. Nu ce-ai dat? Eu o folosesc așa, să pun. Că-mi place. Acum eu trebuie să pun lapte, dar nu știu cum o măsură. Mai e mată ca în grădator. Acolo. Dar noi nu prea să crede. Acum vedem cât o să pun din asta.
Întotdeauna am făcut după ochi, cu laptele. N-am văzut la niciodată. Așa că nu știu cât să pun. Acum am pus 500, când am văzut că e nevoie. Angie, nu avem... Ce să avem? Avem cu ăsta. Nu ascundă dumneavoastră, dar așa nu mai bine. Deci trebuie amestecat bine, să nu fie poculoasă. Cu o cantitate mai mare, dar ținând cont că e și Cristina și Florin, pentru că vrei și tu, Angie, eu nu așa mult. Consistența trebuie să fie aproximativ ca și de plătite. Aici sunt stafidii pe care le-am pus în apă. S-au făcut foarte urâte, nu știu de ce. Nu mai putea să fie... Nu are nimic. În slabă. Păi da, trebuie să le lași un pic, cred că jumătate de oră. Poate mai mult, trebuie lăsat în apă. Da, dar nu trebuie să arate așa. De vanilie. Cu data trecută. Am făcut prăjitura de castane. Altceva. Mi-e rog să tragă acum.
Ok. Peștele meu. Acum batem dușul. Asta pot să dau vreme. Se pune puțin ulei. A plecat cu tititul. Ia alta. Un pic și ne-a luat. Să amestecă cu cealaltă compoziție. Și să amestecă cu cealaltă. Da, și l-am dat mai încet. Tot? Tot. Băi, bine, mă, să iasă o plăcintă. Hai de șmar. O să vedeți, o plăcintă la tigaie. Chiar faină. Mi trebuie și un capac, am zis. Capac? Dincolo. N-am așa capac mare. Păi dacă asta m-a dus să dă dincolo. L-am dat pe 5, pentru că știu că trebuie așa încet. Aici m-am gândit să facă cu budincă. Să iasă sucă. Dar nu știu, nu dacă mă ascultă. Să fac așa cu budincă de vanilie sau cu budincă de... Ele... Ești mere bune. Agață. Da, acum
mult mai scurt. Cu ciocan. Ok. Budincă de vanilie sau budincă de ciocolată albă cu alune? Ar fi super, dar nu știu dacă vrea. Să vedem. Eu aș vrea un pic de budincă, ar fi gustos. Și cu mere. Înăuntru să fie mere, budincă. Dar nu știu dacă mă ascultă. Să vedem. Da. Începe să se umfle, adică să se ridice. Lasă musculița afară. Nu, ai scos carnea afară. Da. Eram și eu mai să plec. Uh-huh. O să-mi pun un pic, poate să faci un pic de curăț. Așa, acum ne ocupăm de sosul de mere. Le dau un pic cu blender, să fie bucăți. Așa, nici mari, nici mici. Trebuia până dată strecurată lămâia, adică zeama de lămâie trebuia strecurată. Trebuie exact, un pic, un pic. Zahăr. Sahărul e bun. Foarte. Nu-i prea acru, jumate de lămâie, nu mă fain. La 700 de grame, cât am avut de mere. Minunat. Hai să vedem ce face caieta și mamă noastră. Angel a fost plecat afară. Și eu l-am întors un pic. Nu știu așa trebuie să fie. Nu arată acum bine, dar la final o fi super, să vedeți. Nu se zică lumea, Doamne, dar ce faci ăsta aici? Ceva foarte gustos. Trebuie mai mare, oare, țigaie. Să vedeți, oare, și ce bine o să... Ce bine miroasă, ce zic. Uh-huh. E și faină, că nu mai trebuie mai... Mai trebuie, da. Mai trebuie mult să le port. Se face destul de gruț. Un pic mai tare. Mă duc după bidonul de porumb. Trebuie să amesteci cu telul.
uite, a fost el în mașină. Da. Punem puțin amidon, jumate de litru. Amidon de pahar. Și amestecăm cochelul. Și vedem cum o să fie consistența. Veni Pepi la papa. Okay. Au venit prietenii noștri. Aici e și Carmen. Iară te-am prins, Carmen, iară te-am prins. Vezi tu, miercuri, ce-ți fac eu ție. Salută prietenii noștri. Vă pup, dragii mei, uitați ce tot îmi face Daci. Totdeauna mă surprinde plăcut, bineînțeles. O să ne vedem miercuri, că miercuri o să vin la Elie și la Natalia. Ok, vă las că mi s-ar de acolo. Pa, pa. Ciao. Și tu, Natalia, nu spui nimic? Nu, părinte. Așa. De recordă, părinte. Colegul, vezi? Sosul lui este gata, dar trebuie să se răcească, că e fierbinte și ăsta se mănâncă rece. La băiatul? Așa. E plecat prin oraș. E plecat cu prietena lui. L-am gustat. Și? Acum rămânem cu Kaiser și Marco. Păi dă-l mai tare o leagă. Mai are și el așa când are liber acum, când așa. De mâine începe iară nebunia. Oi, oi. Da. Așa se face. Asta înseamnă șmarn în austriacă. Ce fac eu acum? Șmarnul regelui, Kaiser și Marco. Auzite, Mario Mare. Da? Cred că ar trebui să fac mai repede, să pun în două tigăi, Angie. Vorbește cu Carmen. Poți să dau mai tare? Da, să fac un tangi o capră, să nu mai plângă. Așa, mai amestecăm un pic. Aproape gata. Aici o gălăgie mare. Greșeala mea e că l-am pus o dată. Trebuia să pun de două, dar uitați că deja așteaptă după mine. Altfel, dacă l-aș fi pus de două ori, ar fi fost bucăți mai mari. Acum s-au făcut bucăți mai mici, dar vine și așa, mara noastră. Îngrădită. Vedeți? Stai să vă arăt. Așa, trebuie să fie un pic prăjită, un pic moale. Ea e făcută bine, deci nu e lut. E foarte bun, așa trebuie să fie consistența în caiza șmarnă. Mai las pe nu am pus să-l închid. Te ascult acum. Și mai lăsăm așa să se liniștească până se răcește și merele noastre. Și atunci servim invitații noștri. Musafirii noștri. Ești invitat, îți musafirii. Ok. Lasă vezi. Dar tine iasă. Cam azi. Azi. Bun?
La ce tot de acolo? Când o să vină în cărmica, pe cărmica, apă deasupra, mândră cu mere, să vezi și faine. Nu-i acolo, ce tot de acolo? Acum. No, ok, e gata. Acum am pus în farfurie și punem un pic de sos lângă. Nemții spun apfelmus. Așa. Asta e pentru plovii. Gata să facem poză după aia. Da. Trebuie stai poză și... Stai să ștept un pic aici. Angie își face supă de roșii. Da, îmi fac supă de roșii cu tăiței. Tăiței, da. Și acum la... Un pic de zahăr dintre. Trebuie să iau ăsta, să nu te încurce. M-am încurcat deja prea târziu. Du-te. Unde e lingura? Nu-ți trebuie lingura, pune direct în sită. Vezi că merge? Da. Da. Vezi? Să te scurc. Așa. Vezi? Și aceasta este realizarea mea. O să facem poză și dau la Florin să guste și vă filmez. Dacă s-o trăvește, vedem. Ok. Și aici se face. No, hai să vedem. Deci, hai să vedem. Asta se ia și se amestecă și așa se mănâncă. Da, e și... Da, și la Cristina. Cristina, poftă. O să vezi ce bun e. Foarte bun. Natalia, vrei și tu, iubita? Dar cum să nu? Da. Nu mânci cu colegul. O zis că da. O zis că da. Mânci un pic, da? Hai. Vrea sau nu? Da. Ok. Că da, vrea și ea. Ce fierbinte. Asta nu știu. De, da. Ba, e fierbinte. Nu să nu fie fierbinte. Mânci pap și tu? Da. Nu, mai încolo un pic. Nu, mâncă-ți la tot. Știu că nu ești cu dulciul și de asta. Nu, mă, cu dulciul. Da, ok. Bună, țaba. Deci am făcut și la Natalia o porție. Nu, bine. Aceasta este realizarea mea. Bună, bună. Cum e, Florin? Super. Ok. Și pe data viitoare cu alte rețete. La revedere! De tine mi-e dor, Iisus, iubire.
tine te vreau când apar stelele. Și în viața mea, Iisus,